În faza grupelor, juniorul Suceava a învins juniorul Botoșani 2 cu 7-0, Inter Iași cu 20-0 și Profi Botoșani cu 12-0 și a pierdut contra celor de la Didi Iași cu 3-4. Echipa antrenată de Ovidiu Vranău a ajuns în ultimul act al competiției după ce în semifinale i-a învins pe cei de la junior Botoșani cu 5-0. Sucevenii și-au adjudecat trofeul în detrimentul echipei CSM Pașcani, pe care au învins-o în finală cu 9-0. A fost un turneu reușit pentru echipa noastră. Am jucat un fotbal bun, de calitate, iar băieții mei au arătat poftă de joc și dorință de afirmare. Vin copii talentați, din urmă, a declarat antrenorul Ovidiu Vranău. Juniorul Suceava a mizat la turneul de la Botoșani pe următorii jucători: Vlad Odeh, David Negru, Alexandru Plisecariu, Matei Darea, Dionisie Toader, Olivian Pășcănuț, Ștefan Tihon, Alexandru Nica, Luca Login, Ianis Pascaru și Petru Constantin.